Liviu spunea Bogdanei că abia așteaptă să ajungă acasă, să meargă împreună cu ea să cumpere bradul, să nu-l podobească, și apoi pentru că vin sărbătorile să meargă în vizite la rude, la prieteni și să facă totul împreună cu Bogdana să nu mai stea despărțiți. Iar Bogdana zicea că ea consideră că a făcut cea mai bună alegere din viața ei și nu mai vrea nimic mai mult decât ceea ce are acum. Îi povestea Bogdana că a vorbit și cu doamna Nina despre relația lor și despre faptul că se iubesc și doamna Nina a spus că pe ei crede și crede în iubirea lor. Apoi spunea Liviu că uneori lumea nu îi crede, nu înțelege pentru că uneori se ceartă, mai au discuții contradictorii și lumea poate crede că ei nu se iubesc, iar Bogdana a zis că pe ea nu o interesează ce zice lumea, ea știe că nu face nimic de fațadă, nu ar face niciodată compromisuri de genul ca să câștige un premiu și că ea consideră că a câștigat în competiție mai mult decât toți ceilalți. Iar Livia a spus că, într-adevăr, ea chiar a venit de la nimic și acum are totul.